a murit cel mai cunoscut hacker din istorie. Este vorba despre regele hackerilor americani, Kevin Mitnick, a decedat. Mitnick suferea de cancer pancreatic. El a decedat la vârsta de 59 de ani. În momentul decesului, el era alături de soția sa, gravidă cu primul lor copil. Kevin Mitnick s-a născut pe 6 august 1963 în Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii. A devenit cunoscut ca un hacker de renume, iar cariera sa în hacking a început în adolescență. Pe parcursul carierei sale, a dobândit notorietate pentru abilitățile sale în domeniul securității informatice, dar și pentru activitățile sale ilegale legate de hacking. Mitnick a fost implicat într-o serie de infracțiuni cibernetice. Cum ar fi accesarea neautorizată a rețelelor și furtul de informații, după ce a fost prins și condamnat pentru activitățile sale ilegale de hacking, Mitnick, supranumit Condor, a fost considerat în anii 90 regele hackerilor, întrucât a reușit să păcălească atunci mult timp autoritățile americane, sustrăgând de la distanță mii de fișiere de date, inclusiv secrete industriale și numere de carduri bancare, pe care a asigurat că nu le-a folosit niciodată. Kevin Mitnick a fost arestat în 1995 de către FBI grație sprijinului oferit de un alt specialist în securitate cibernetică, japonezul Tsutomu Shimomura, al cărui calculator Mitnick reușise să-l pirateze. Inculpat pentru folosirea ilegală a rețelei telefonice și fraudă informatică, Kevin Mitnick a pledat vinovat la proces și a fost condamnat la 5 ani de închisoare. După eliberarea sa, a devenit consultant în securitate cibernetică și a fondat propria companie, Mitnick Security Consulting LLC, care oferă servicii de testare a securității și consultanță în domeniul securității informatice. De-a lungul anilor, Mitnick a devenit un expert recunoscut în domeniul securității cibernetice și a susținut numeroase prezentări și seminarii pe această temă.